Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, etalare pentru iunie, dar ar fi trebuit să port ochelarii ca să-mi protejez ochii de blitz și de... În fine, să-mi protejez ochii, dar nu este foarte greu și la etalarea trecută faptul că aveam ochelari și nu vă puteam privi bine. Vorba vine, vă privesc camera, dar am senzația că sunteți voi în fața mea. Este destul de dificil pentru mine, că îmi place să relaționez la persoană la persoană într-un mod mult mai apropiat. În fine, încercăm să facem etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord în rac. Dacă rezonează, pe unde rezonează, spuneți-mi și mie ca să știu. Ia uite, s-a oprit cartea la semnul alchimic al apei, la steaua de mare, posibil că trebuie să schimbați ceva în lumea voastră emoțională. Posibil, posibil, nu știu de ce, am senzația că aveți și un proiect, aveți și semn de pământ, un proiect la început, pe care ați vrea să-l dezvoltați până foarte departe, într-un mod creativ, unde vreau să ajung, posibil în momentul în care le veți dezvolta, veți ieși în evidență ca o mică steluță, da? Ca o stea, veți fi popular. Proiectul acesta vă va aduce popularitate sau poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ sau un semn de apă, alt semn de apă popular. Trebuie să găsiți, să vă detașați mental, să discutați niște chestiuni care țin de acest început, început de proiect. Eventual poate să fie și relație, pentru că e asul de foc, un început care stresează cam pe toată lumea, că nu degeaba au ales această imagine pentru asul de foc. E un început care deranjează, pentru că trebuie să ne transformăm emoțional, creativ, vă transformați, în fine. Haideți să vedem ce mesaj au venit pentru raci. Bună ziua, Doamna Divina! Știu că așteptai etalarea, dar știu că mă și înțelegi. Okidoki, să luăm noi cartea sau să o lăsăm să vină? Să vină sau să o luăm? Rac, mesaj. De la natură. Nu prea vreți să vorbiți, a? Nu prea vreți să vorbiți. Wow! Normal, că sunteți într-un stres. Am zis că începutul acesta, că este vorba de un job, că e vorba de o etapă în viața voastră, că e vorba de o relație sau o etapă în relația voastră, acest început vă stresează. Este clar, a apărut cioara. Am apărut la nu știu ce zodie, am apărut la ce zodie, am apărut la încă o zodie. Am făcut câte 3 sau 4. Semn de aer, dar îl pot asocia cu 8 de spade. Îl pot asocia cu 8 de spade pentru că este 8-a carte din semnele alchimice ale aerului. Și 8 de spade de obicei înseamnă blocaj mental. Și imaginea sugerează faptul că acest întuneric este dominat de o energie foarte grea. N-aș vrea să zic malefică, dar foarte intensă. Optimismul vostru, creativitatea voastră este influențată de, probabil, de tot ce se întâmplă în lume în acest moment. E un spirit negru care parcă domină întreaga noastră planetă și voi simțiți că sunteți empatici. Eventual, înțelegeți ego-ul uman pentru că aveți a treia carte din spiritul eterului și cartea aceasta reprezintă un ochi de reptilă. Probabil că înțelegeți conceptul de ego, de ființe reptiliene, da, care încearcă să domine și să influențeze planeta și eventual, hai să nu mai vorbesc despre așa ceva, că poate vă și sperie pe unii dintre voi, posibil situația aceasta cu boli, cu restricții, e chakra a treia a ego-ului, a încrederii în voi, vă afectează încrederea, e clar, da, vă afectează încrederea și mentalul. Lucrați,
lucrați la eliberarea voastră, ia uite ce frumos în spate, lucrați la eliberarea de aceste energii destul de grele, de intense, prin creativitate, e 5, 5 în casă, înseamnă casa a 5-a, dar 5, dragii mei, înseamnă și chakra a 5-a. Comunicați creativ, comunicați-vă emoțiile, lucrați creativitate, nu doar, transpuneți-vă emoțiile în proiecte creative, că am vorbit de un proiect, da, la început. Frumos. Frumos. Ia uite, totuși, iar semn de aer, foarte negativ, vultur, foarte negativ. Repet, cred că este vorba de, vom vedea și ce altfel de cărți apar, dacă nu au nicio legătură, e un mesaj separat. Ieșiți din acest stres și refaceți-vă încrederea, varianta frumoasă a ego-ului, că și ego-ul, ca orice ne reprezintă în această viață, are variantă pozitivă și negativă. Lucrați frumos, creativ. Ce ar mai trebui să iau? Niște mesaje de la înger pentru raci. Niște mesaje de la înger, un mesaj de la înger pentru raci. Iunie 2020, raci. Mesajul înger. Ia să-l iau. Ah, ce frumos. Aveți răbdare, dar cred că vi s-a mai zis în ultima vreme. Să aveți răbdare. Creșteți foarte. Nu neapărat foarte încet. Drumul vostru încă nu s-a terminat. Încă n-ați reușit să înfloriți. Să vă arătați adevărata frumusețe, adevărata valoare, deplinătatea calităților profesionale, sentimentale, ce vreți voi. Este un ufăr, da? Dar cum vedeți și voi, plutește deasupra unei alte lumi. Unei lumi vechi. Aici este o lume nouă. Să știți foarte bine că din 2020, cei care v-ați documentat știți de mai mult timp, cei care nu ați aflat din anul ăsta, de anul trecut, că 2020 înseamnă marea schimbare și evident că nu se întâmplă într-un an, se întâmplă într-o serie de ani. Este marea schimbare, este trecerea, este ascensiunea noastră la nivel colectiv și evident și a voastră și trebuie să aveți răbdare să vă ridicați deasupra acestor energii, da? Să vă ridicați deasupra acestor energii, să vă regăsiți lumea interioară, emoțională, cum am zis mai devreme, da? Emoțională, prin creativitate, cu răbdare. La capătul setului de cărți, lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Dacă sunteți într-o relație, că văd aici, iar 44, încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Unul pe celălalt poate să fie și persoana cu care aveți proiect, poate să fie și jobul, da, și oamenii din echipa cu care lucrați, poate să fie și o persoană din familie, poate să fie și o persoană dragă cu care încercați o relație, că am zis că sunteți la început de ceva, unii dintre voi, sau o nouă etapă, o nouă lume. Dacă până acum relația voastră nu a mers, voi va trebui să, ca și noi, la nivel colectiv, să creăm o nouă lume, dar pe alte principii. Ego-ul acela trebuie transformat, am zis mai devreme, dați în urmă. Da, dacă comunicați cu cineva, știți că sunt încăpățânați, că și voi sunteți încăpățânați, da, asta e, dar lucrurile, nu uitați că sunt mai profunde decât apar la suprafață. Dacă voi nu știți niște lucruri și vă întrebați de ce nu merge, fiți siguri că din niște motive și, în primul rând, motivele sunt de natură divină, întârzierile sunt de natură divină, tocmai ca să aibă și celălalt timp să-și facă lucrarea, transformarea. Transformarea. În cazul în care voi sunteți bine, într-un stadiu evoluat, deși toți cât am fi de bine în stadiul respectiv, mai avem câte ceva de lucru la noi. Nu e nimeni perfect, chiar dacă ne ridicăm. Unii mai încet, alții mai rapid, alții deja sunt mai susuleți decât alții. Da? Mai sus. Dar asta nu înseamnă că și cei care sunt un pic mai bine nu mai au de lucru și nu pot. Și cât ai fi de bine, trebuie să fii foarte atent să nu pici. Pentru că știm un exemplu foarte vestit care a fost foarte sus și a căzut foarte jos. Vorbesc de Lucifer. Deci, cât am fi de bine, trebuie să lucrăm. Ce văzusem? Cavalerul de cupe. Și începusem să amestec în fața voastră. Cavalerul de cupe, nevoia de a împărtăși emoțiile, de a le exprima. Vă și temperanța, vindecare, echilibru.
lucru, răbdare, răbdare că asta înseamnă temperanța, răbdare cu voi, cu viața, cu situația, trebuie. Asta știu că poate unii ziceți, gata, nu mai pot, nu mai am răbdare. Dar măcar cu voi trebuie să aveți răbdare. Dacă persoana respectivă sau proiectul sau situația încetinește, se îngreunează, voi trebuie să vă oferiți răbdare, să nu intrați în panică. Am zis, ia uite, sunteți obosiți unii dintre voi sau aveți de-a face cu un semn de foc. Dar să zicem că aveți și răbdare, da? A apărut și temperanța și cărțile mai devreme au arătat o situație neplăcută, grea, dificilă prin care treceți. Bănuiesc că totuși sunteți voi așa simt. Că vă lupta să mergeți înainte, să mai puneți încă un succes, cât ar fi de mic. Și succesul acesta poate să fie și faptul că ați învins o boală, faptul că încă rezistați, dar rezistența totuși e una, succesul e alta, fiți atenți. Totuși, cred că sunteți destul de obosiți. Posibil cu nouă debute învățați să puneți niște blocaje sănătoase în jurul vostru ca să nu mai fiți atacați de genul acesta de energie, da? Raci, am zis că facem 3-3-3. Da, bine, la mine merge ba 3, ba cruce celtică, nici nu mai știu cum a fost la ultima zodie. Hai să facem tot 3. Încercați să vizionați, că eu acum fac pe domnul Brâncuș pe albumul lui. Mi se pare mai stabil că e sculptor, oferă stabilitate și creativitate, că tot vorbeam. Ce vreau să spun? Da, închideți ochii, vizualizați 3 cărți, trecutul, recent, îndepărtat, cum îl vreți voi, poate să fie chiar și un pic din prezent. Apoi iar 3 cărți sub prezentul, eventual viitorul apropiat, și încă alte 3 cărți, eventual le voi clarifica pentru sfârșitul lunii, eventual luna viitoare, aproximativ. La distanță, vă gândiți, sperați, posibil unii dintre voi la distanță sunteți într-o relație la distanță, peste o apă, peste un drum, peste mai multe țări, câte vreți voi, 10 mări și 10 țări, care se pare că se transformă. Probabil că s-a pus un punct, s-a pus și crucea, da? Că totuși e moartea. Și așteptați eventual să renască sau poate nici nu mai așteptați nimic, pentru că persoana respectivă, semn de pământ, a jonglat pentru unii, a jonglat, n-a putut să decidă. Pentru alții, de semn de pământ, semn de apă, sunteți voi, dar nu e obligatoriu. Poate într-un fel sau altul, faptul că persoana respectivă, nu contează ce semn ar fi fost, nu s-a putut decide, va indus și pe voi în eroare și v-a pus în situația de a jungla între viața voastră și viața lor personală, între job și viață, între... Ia uite, iar semn de pământ. Voi și un semn de pământ. Ați jongla, dar ideea este că apare această moarte. Am zis, este o lume veche care trebuie să moară, să moară, să o lăsăm în urmă, să o lăsați în urmă și să vă ridicați. Și să vă ridicați prin creativitate, răbdare și până la urmă, dacă povestea de dragoste n-a ieșit, poate rămâne o prietenie foarte profundă. Sau invers, dacă prietenia a fost afectată, cine știe ce se va mai naște. Vreun proiect, vreo colaborare, încercați să nu controlați finalul. Toți avem tendința, mai mult sau mai puțin, să controlăm finalul. Și mie mi se întâmplă, nu pot să zic că nu. Uneori, nu tot timpul. Ideea este că sunteți la distanță. Așteptați. Eventual așteptați transformarea, reînvierea. Ok. Rac. Trecut. Wow, împărăteasa. Persoană frumoasă. Frumos ar fi să preluați voi această energie. Ia uite și la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă, secrete, secrete. Țineți în secret la cineva. Unii țineți la un semn de pământ în secret, alții țineți la un alt semn de... semn de aer pentru alții. Pentru alții poate să fie chiar semn de apă, pentru că Marea Preoteasă reprezintă semn de apă, pești, drac, scorpion. Dar trecând peste semne, țineți în secret. Și dacă e secret, nu știe nimeni decât voi. Țineți în secret la cineva pe care îi vedeți ca pe o zeiță, ca pe un zeu, ca pe o zeiță, da? Frumoși, abundenți, încrezători. Eventual, teoretic ar fi frumos să vă vedeți și voi așa.
Ia să vedem ce ar mai fi. Ca să nu vorbesc doar despre împărăteasă. Rac. Ia, îndrăgostiți, mai sunteți îndrăgostiți. Sunteți îndrăgostiți. E clar, aveți un nou capitol de început și de final. Ia, uite ce frumos, un nou capitol în dragoste. Vai, asul de cupe, asul de monede. Sunteți îndrăgostiți, posibil, de un taur, unii dintre voi, de o balanță, că am văzut și semn de apă. Și dacă nu-i nici taur, nici balanță, poate să fie o persoană pe care o vedeți frumoasă ca ruptă din rai. Da? De care sunteți foarte îndrăgostiți și trebuie să alegeți eventual, că îndrăgostiți înseamnă și alegere importantă. Evident că dacă ar fi să nu vorbim despre relații și să vorbim despre bani, vă doriți creștere financiară, abundență, dar cine nu-și dorește, că și eu îmi doresc. Și trebuie să colaborați, să alegeți bine colaborările sau eventual în ultima vreme, că vorbim totuși în trecut, ați încercat să, am văzut și doi de monede, să gândiți, să balansați situația și să alegeți și să alegeți ceva cât mai bine. Dar totuși e un final de capitol și un început de alt capitol, o nouă dragoste, o nouă relație, iar apă, pământ, valetul de monede vine cu un gest practic, am văzut și viermele de pământ, dar un proiect, un dar, o scuză vandabilă, de ce nu a mers treaba până acum, da? Și totuși, cineva, posibil voi, că sunteți semn de apă, sunteți cam supărați. Nu știți dacă să primiți sau să nu primiți oferta asta, că ați fost dezamăgiți. Ați fost puși la un moment dat în tăcere, în nesiguranță, a trebuit să vă găsiți singur lumina, nu v-a ajutat nimeni. Și există cineva totuși, există cineva care are multă pasiune pentru voi, multă, multă atracție. Cu fi semn de foc, mai mult sau mai puțin contează. Poate aveți voi planeta acolo sau ei, nu contează. Pentru mine foarte mult zodia. Ideea este că apare această schimbare în viața voastră. Posibil la locul de muncă. Dacă e la locul de muncă, poate să fie și un proiect care vă schimbă. Dacă nu, iar apare semn de pământ și semn de foc. Posibil că voi vedeți pasionari. Acum e viziunea voastră. Nu știu cum sunt în realitate. Eu poate îi văd altfel. Dar voi așa îi vedeți, pasionari. Persoana care vă schimbă viața. 8 de monede, 10 schimbarea, roata norocului și regele de băte. Cu care ați manifestat ceva. Sau ați fi vrut să manifestați că era capitol. Rac. Wow, spânzuratul. Da. Spânzuratul, casa a 12-a peștilor. Pentru unii chiar aveți pește, pentru că este cineva născut în martie, dar nu e obligatoriu, evident. Aveți și gemeni, aveți taur, balanță. Ideea este că această dragoste pentru cineva a stagnat, da? Spânzuratul a stagnat. Dar, cum am spus mai devreme, din niște motive. Motivele sunt de natură divină. Trebuie să înțelegeți și voi și ei că eventual trebuie să le vedeți și perspectiva lor. Și ei trebuie să vadă perspectiva voastră. Trei arcane majore, în trecut, schimbări foarte mari în viața voastră. Și totuși, 6 de spade, 7 de cupe, 10 de monede. Regele de monede. Vreți să vă, să, pe de o parte, vreți să vă detașați mental de niște iluzii, de niște alte opțiuni, de o stare de visare, vreți lucruri practice, 10 de monede. Și regele de monede. Vreți lucruri practice, persoane stabile, regele de monede, ia uite, cavalerul de monede și împărăteasa, clar semn de pământ pentru unii, taur mai degrabă. Așa, dar nu contează. Vreți să, pe de o parte, am zis, să renunțați la iluzii, la vise, la alte cupe și să vă concentrați pe stabilitatea voastră.
Vreți o relație care să... Să vă ducă către o căsătorie, către o stare de confort și financiar și emoțional. Vreți victorie în această situație? Ia uite, regele și regina de monede. Vreți eventual să vă luptați pentru perechea voastră ideală, regele și regina de monede. Se vede și regina de monede. Eventual, vreți să lăsați în urmă toate greutățile, șase de spade și să mergeți către un moment într-adevăr de a alegere. E un moment în care trebuie să alegeți șapte de cupe și îndrăgostiții. Trebuie să alegeți din toate aceste opțiuni cupe cea care vă duce către abundență și stabilitate. Eventual, dacă vom vedea cum mai apar cărțile. Acestea vorbesc acum despre trecut. Probabil că în trecut v-ați gândit să vă întoarceți ori acasă, ori lângă cineva care vă oferă stabilitate. Simt că e vorba și de o întoarcere. Pentru că împărăteasa reprezintă și mama sau soția sau mama copiilor voștri. Eventual între mama, soția și mama copiilor voștri, să fi intervenit o altă persoană, să vă îndrăgostiți, lucrurile să stagneze și la un moment dat să vă gândiți să vă întoarceți. Există și varianta asta, vă dau mai multe variante. În prezent. Raci. De ce se stinge lumânarea? Mai aveți un pic de răbdare, de credință, raci. Ok. Iar lumea. Iar lumea. Eu v-am dat mai multe variante, dar o să vedem totuși la sfârșit cum se așează cărțile. Interesant este că lumea este sub această mamă, soție, împărăteasă. Pe de o parte e un început de capitol și sfârșit de capitol. E o lecție învățată cu ei. Vedem cum se mai așează cărțile. Pe de altă parte, unul din voi, bănuiesc că voi, că totuși despre voi vorbesc, lăsați în urmă ceva ce nu v-a priit. Și mergeți, călătoriți și discutați, aveți două cărți, de fapt 38 de cupe reprezintă o călătorie emoțională, o detașare emoțională, da? 8 de bâte, călătorie și comunicare cu pasiune și cavalerul de spade, iar înseamnă călătorie, energie foarte iute. Vreți să mergeți către acest personaj, am văzut și regele, acum apare regina de foc. Un personaj care vă pune pe foc, care vă... față de care simțiți multă pasiune, probabil persoana aceasta de care v-ați îndrăgostit, că e altă cromatică și la care vă gândiți foarte mult și trebuie să vă decideți, doi de bâte, cavalerul de cupe, trebuie să vă decideți cum să ajungeți la ei, pentru că simțiți că vă vindecă, vă împlinesc toate dorințele, e o stea, a apărut steaua și mai devreme, da, Să mai vedem. Rac. Prezent. Prezent. 10 de bâte. Mai. 10 de bâte, sunteți obosiți? Sunteți obosiți? Sau poate acest semn de foc sau această dragoste, pasiune că e sub îndrăgostiți, vă consumă foarte mult. Vă consumă energia. Nu doar că vă gândiți, vă stoarce de energie. Pe unii dintre voi, la capătul setului, ia uite,
Iar apare semn de pământ care trebuie să aleagă sau poate voi. Și scorpion sau moartea, transformarea. Ia uite, trebuie să alegeți între, interesant mesajul, între opțiuni, între fantezii, între vise, iluzii, da? Și transformare, chiar dacă e dură, chiar dacă doare, chiar dacă doare, vedeți ce alegeți. Pentru că e intensă transformarea. Aici sunteți voi, regina de cupe, da? Aveți o mare atracție pentru cineva, posibil semn de pământ, mai mult sau mai puțin, iar apare semn de pământ. Da, ia uite, simțiți, aici apare în contextul acesta că acest semn de pământ, într-un fel sau altul, șapte de spade, sunt minciunele, sunt strategii, alături de magicianul, manipulare mentală. În prezent, raci. Trebuia să pun ochelarii de soare, așa ar fi trebuit, dar mi-e greu. Nu știu de ce mi-e greu. Așa ar fi trebuit să stau. Raci. Ah, diavolul, doamne. Diavolul, e clar că este. O să și clarific la un moment dat. Este o obsesie pentru unii dintre voi. Este o obsesie. Căreia trebuie să-i puneți capăt. Sau, pe de o parte, pentru unii dintre voi, poate să fie o relație de lungă durată sau o căsnicie care v-a consumat la maximum. Probabil că persoana respectivă a fost foarte egotică, foarte dominatoare, foarte a vrut să vă controleze, da? Posibil Capricorn pentru unii. Așa au venit cărțile. Nu, ce să fac? Cavalerul de cupe. Iar sunteți voi. Vreți ori o nouă relație, ori o nouă etapă. Posibil. Da. Posibil. Aici sunteți voi, alături de cavalerul de cupe, alături de un personaj, cu fi semn de pământ, cu fi alt semn, voi știți, cu care ați fi vrut o relație de lungă durată. Ați făcut doar un pas, valetul de monede, dar mai departe nu ați mers. Pentru că apare 8 de cupe, cineva care pleacă. Cupele acestea n-au fost umplute. Ați rămas într-un stadiu incipient, în relația pe care ați fi vrut-o și unul și celălalt să o manifesta. Sau poate nici n-ați vrut relație, unul sau celălalt, voi sau ei. Și apare schimbarea, nevoia de schimbare, pentru că ați fost, pare rău, dar așa e, 3 de cupe și cu luna sugerează un trio. Și când spun trio și o situație dezechilibrată, da? Și lacrimi, dezamăgiri. Și când spun trio, repet, nu mă gândesc multe la a treia persoană, poate să fie și jobul, poate să fie și prietenii și familia, da? Care nu v-a permis să dezvoltați această relație. Și asta pentru că apare acest trio, da? Trei cărți. Viitor. Rac. Nouă de cupe. Teoretic ar trebui să fiți voi. După ce lăsați în urmă acest personaj, pentru unii taur sau balanță, sau venusian, da? Și venusian, să știți, fiți atenți că vorbim de Venus retrograd acum în gemeni. Venus poate să fie foarte egoistă. Vorbesc că e egoistă, vorbesc că e Venus, planeta. Da?
sau o persoană marcată de Venus poate să devină foarte egoistă. Pentru că Venus își dorește satisfacții personale. Foarte rar, depinde în ce poziție este, dorește să servească. În general, Luna dorește să servească alte planete, chiar și Saturn, dar Venus mai puțin. Venus e o ființă destul de hedonistă. Și dacă renunțați la această persoană, care posibil, posibil pentru unii, să fi cerut mai mult decât ar fi oferit, cartea veni normal. Dar există și variante negative ale împărătesei. Închideți un capitol cu acest personaj, soția, mama copiilor voștri sau cine ar putea să mai fie. Și în momentul în care închideți acest capitol, puteți și voi să fiți voi, cu voi înșivă, fericiți, satisfăcuți, liniștiți. 9 de cupe. Mai există o altă variantă, dar o să discut imediat și pe aceea. Dacă ar fi să vorbim doar despre voi, doar despre energia voastră, ar fi că, pentru că totuși e pe o zonă de trecut, pentru foarte puțini dintre voi, și bine ar fi să fiți sinceri cu voi, nu cu mine, nu să-mi spuneți mie una alta, să fiți sinceri cu voi. Dacă v-ați dorit la un moment dat lucruri frumoase în trecut, că asta face părătea, să-și dorește lucruri frumoase, să se plimbe, să se îmbrace, să se la, să-i fie bine, ați încheiat acest capitol și ați început să lucrați la satisfacția voastră emoțională, nu fizică. Venus totuși nu e luna, da? Nu ține de emoții. Vreți pe cineva sau vreți pur și simplu voi să fiți bine cu voi înșivă și asta o realizați nu prin lucruri ușoare, nu prin relații, nu prin chestii frumoase, da? Obiecte. Mașini, bijuterii, femei, la. Asta doar pentru unii dintre voi. E un mesaj special, da? Mai există și varianta. Vă dau și alte variante. Că poate, din potrivă, unii să fi fost extrem de generoși. Varianta bună a împărătesei. Și la un moment dat v-ați dat seama că pierdeți, vreți să închideți acest capitol și să vă oferiți mai mult vouă și celor apropiați. Nu știu, o schimbare, o transformare, așa simt... Am simțit mai multe variante, dar să vedem și celelalte cărți cum vin. Ia uite, 9 de monede. A fost o persoană semn de pământ cu care v-ați dorit o relație. Poate că ați și crezut că e flacăra voastră geamănă. Ați vrut să colaborați. Poate pentru unii a fost și un trio, pentru unii, da? Și totuși s-a blocat situația. Din cauza carantinei sau din cauza acestui atitudini, totuși există un diavol în etalare, egoiste, a unuia dintre voi, s-a blocat întregul potențial sau planuri pe care vi le făceați. S-a blocat, a trebuit să așteptați în secret, să se aflați adevăruri și totuși v-ați dat seama că 6 de spade și cavalerul de monede și 7 de cupe. Că trebuie să vă detașați mental de această situație care se dezvoltă foarte greu și vă ține într-o energie confuză. Aici sunteți voi, confuzi din cauza acestor lucruri și acestei atracții. Iar semn de pământ. Care a fost foarte defensiv. Am văzut 7 de bute. În acel context mi se pare foarte defensiv. Continuare, viitor. Rac.
10. 10 de spade. Wow. Dar puneți capăt acestui 10. Ia, 10 schimbare. 10, 10 aveți. Al treilea 10, da? Bine, am mai văzut. 10 de bâte, 10 de spade și schimbarea. Și faetonul. Vreți să mergeți înainte. Vreți să mergeți către steaua voastră. Ce vreți să manifestați? Să mergeți. Vă doriți totuși o relație stabilă? Vreți să o construiți? Dar mai aveți foarte mult, de-aia și zice... Răbdare. Aveți răbdare. Mai aveți foarte mult până manifestați. Foarte mult. Bine, poate să însemne câteva luni. Cel puțin câteva luni. Pentru că acum trebuie să vă concentrați pe această schimbare. Și pentru... Și după această schimbare, transformare emoțională, mentală, să vă luați mașina, energia, tot ce aveți și să mergeți mai departe, să vă protejați sufletul pe viitor, să luptați pentru valoarea voastră, pentru a vă menține voi în echilibru, regina de monede, regina. Viitor, rac. Nouă, a apărut și mai devreme, da? Nouă de bâte. Ați fost trădați? Că și se și vede, da? Persoana aceasta este Chiron, da? O persoană care a suferit, care s-a bătut, a trecut prin foarte multe și totul stă în picioare, da? Mai devreme am zis că vreți să mergeți mai departe, vreți să schimbați. Și ce aveți aici? Ce aveți? Aveți 10 de spade. Vreți să lăsați trădările și să vă mențineți echilibru, să vă mențineți puterea. Sănătate. La capătul setului de cărți. Vă văd pe unii care, regele de cupe și regina de bâte, care ați simțit multă pasiune pentru cineva, regele de cupe, puteți să fiți voi, bărbați sau femeie, nu contează, ați simțit multă pasiune pentru cineva, atracție. Și vi-ați dorit, vă doriți în continuare să mergeți către ei, poate și ei își doresc într-un fel sau altul. Și totuși, în spate aveți niște argumente. Iar ego, da? 5 de spade și avem și diavolul. Da? Cu cineva, nu obligatoriu semn de aer, pentru că apare și semn de pământ. Cineva destul de tinerel. Și evident imatur, dintr-un punct de vedere. Cineva care nu a exprimat ce v-ați fi dorit voi să exprime. A fost destul de rece, distant. Sau distantă, da? Au fost niște argumente și evident că ați fost răniți. Ați fost răniți. Aș vrea să clarific totuși. Dar să vă mai urat o dată. Să vă mai arăt o dată. Acest personaj pe care l-ați văzut ca rod din rai, ca cea mai frumoasă femeie, cel mai frumos bărbat, cel mai grozav, da? În trecut. În prezent vă dați seama că trebuie să încheiați un capitol. E o lecție învățată. Lecția
Este Saturn varianta pozitivă. Și să învățați lecția să vă concentrați pe voi. Da? În primul și în primul rând. Mai ales în această perioadă, în prezent și în viitorul apropiat. Să vă concentrați pe voi. Pe cupele voastre, hobby-urile voastre, interesele voastre. A fost un moment în care ați fost îndrăgostiți. Că o fi fost geamăn pentru unii dintre voi, voi știți. Voi știți. Ideea este că acest geamăn sau această dragoste care a fost între voi și... sau s-a pus între voi și acest personaj, eu simt că a fost totuși un trio pentru unii dintre voi. Dar dacă n-a fost trio sau pur și simplu a fost această dragoste, alegeți, că sunteți mulți. Această dragoste v-a consumat foarte mult, această atracție. Ați crezut că este flacăra voastră geamănă. Dar am văzut la mână și niște minciunele, da? Dar v-a consumat, v-ați trădat pe voi, pe ei, într-un fel sau altul, apar două cărți care exprimă suferință și 10 de spade și 10 de bâte. În această poveste de dragoste, care, repet, nu cred că este pentru toată lumea, povestea de dragoste de aici, nu cred că este cu aceeași persoană. Pentru unii poate să fie, dar pentru alții să nu fie. Pentru că voi a trebuit să alegeți, la un moment dat în trecut, unii dintre voi, între o persoană și altă persoană, între spânzuratul, care totuși o persoană care se... are o altă viziune de viață, e mai spiritual, spânzuratul e casa 12-a peștilor, sacrificii, viziuni, premoniții, lumini. Lumini speciale în sufletul și mintea persoanei respective. De-aia spun că s-ar putea să fi fost pentru unii un trio. Nevoia de a alege între un personaj pe care îl vedeați, vai, și celălalt îl considerați că se sacrifică, cumva că nu merită. Interesant. Că nu merită. Și totuși, ceva s-a întâmplat în această poveste. Că voi v-ați consumat foarte mult, v-ați simțit trădați și apare și diavolul, da? Și trebuie să stați în continuare în picioare și să vedeți lecția spirituală din această toxicitate pe care ați experimentat-o și o mai simțiți încă. Voi fi coerentă? Nu știu. O mai simțiți încă și acum, pentru că e în prezent diavolul. Posibil la un moment dat pentru unii să se fi schimbat perspectiva. Dacă la un moment dat ați văzut acea persoană foarte frumoasă, perechea voastră și ați experimentat niște trădări, niște situații neplăcute, cu această lume și aceste două cărți de 10 și 10 de și schimbarea roata norocului, simt că unii v-ați schimbat perspectiva și începe să vă orientați către persoana cealaltă, unii dintre voi. Și eventual vă doriți foarte mult să... deși o să clarific.
să vă întoarceți la această persoană. Clarifică, te rog frumos, spânzuratul. Wow! Ați plecat? Am văzut un 8 de cupe, unul dintre voi. Regele de bâte. Ați avut nevoie de o altă pasiune la un moment dat. Opa! Wow! Spânzuratul, regina de monede. Semn de pământ pentru unii. Iar... Și atunci, cine este împărăteasa? Cine este împărăteasa? Cineva care v-a blocat. Șapte de bâte. Și diavolul de ce este aici? Cine e acest diavol? Cine? Sunt prea multe. Situație la distanță? Secrete? Cine e acest diavol în prezent? Nu știu de ce, mi s-a schimbat starea emoțională în timpul etalării. Am așa o stare de tristețe. Este judecata, este obsesia de a vă împăca, de a renaște. Ia uite, luna, aici sunteți voi, de a vă întoarce sau de a renaște la împărat. De a vă întoarce la împărat, unii dintre voi, în secret. 8 de monede. Vă doriți în secret această întoarcere către împăratul vostru și împărăteasa. Aha. Aha, stai că am început să înțeleg și mai bine. Bine, luați mesajele cum au venit. Dacă voi sunteți împărăteasa la început de etalare, posibil că ați fost unii poate prea mândri și prea defensivi. Ați crezut prea mult în valoarea voastră și în frumusețea voastră și în ceea ce aveți și ați fost prea defensivi. De-aia am zis și capitolul acesta s-a încheiat și învățați să vă concentrați mai mult pe valorile emoționale. Și a fost într-adevăr o poveste de dragoste, da, îndrăgostiții, între voi și cineva. Pentru unii poate să fie semn de pământ, regina de monede, dar lucrurile au mers foarte greu. Foarte greu. A trebuit să vedeți perspective, să faceți perspective pe care nu le-ați văzut, să faceți sacrificii pe care nu le-ați făcut. Și în prezent apare acest capitol. Vreți să puneți capăt acestui capitol eventual pentru că v-a consumat. Am repetat asta de 11.000 de ori, posibil. Da? V-a intoxicat această energie și vă doriți la fel de mult să renașteți. Este chiar sub aceeași verticală. Da? Sub aceeași verticală. Pe de o parte, dacă nu-i semn de pământ, poate să fie semn de apă, semnul peștilor pe care ați simțit că vă dau oarecare stabilitate. Dar posibil atunci ați fost foarte... În momentul în care persoana respectivă v-a dat stabilitate, ori erați îndrăgostiți de altcineva, ori erați un pic cam prea mândri de voi, de valoarea voastră și defensivi pentru unii dintre voi. Asta e. Și spun că acum vreți să renașteți, obsedant, această legătură, pentru că este sub... spânzurat și regina de monede. Probabil persoana respectivă v-a adus aminte de mama voastră și ceva v-a deranjat acolo, știți? Așa se întâmplă dacă nu sunteți într-o relație bună cu mama. Și totuși aici sunteți voi sau alt semn de apă, pentru că apare semn de apă, apare și alt semn de apă pentru unii, dar dacă n-ar fi, sunteți voi în secret, vreți să lăsați în urmă și fricile și cupele goale, da? Și să mergeți către o viață echilibrată sau să fiți voi echilibrați, să oferiți, să fiți împăratul acestei împărătese sau să fiți, pentru unii, sau să fiți, să munciți.
Pentru cineva care vă aduce multă, multă bucurie și multă pasiune. Și totuși, într-un fel sau altul v-a rănit. Poate v-ați rănit singuri. Cât am mai vorbit? Doamne, 50 de minute. În fine. Deci vreți să renașteți o relație. Ia uite ce apare. 6 de spade. Vreți să lăsați în urmă un trecut. Ce este 10 de bâte? Vai, cât am mai vorbit. 10 de bâte. Vai, ce multe sunt. Sunt prea multe. 10 de bâte. Ok. Vrei să lăsați în urmă ceva consumat? Posibil un semn de aer. Văd aici un geamăn. Da? Posibil să lăsați un geamăn dacă a intervenit în viața voastră la un moment dat. Vrei să-i lăsați. Ia uite, s-a și oprit la gemeni, da? Pentru că v-ați pierdut puterea lângă ei, unii dintre voi. V-ați pierdut puterea. Ia uite, toate cărțile sunt invers. Acest geamăn sau această poveste care a intervenit la un moment dat în trecutul vostru v-a adus multă suferință. 10 de spade invers, asul, regele de spade tot invers, însă în viitor apare în poziția normală. Zic că începeți să vă vindecați, lăsați în urmă trădările. Băi, sper că sunt coerentă. Am vorbit foarte mult. Și 9 de spade de bâte ce-ar reprezenta? 9 de bâte. Asul de cupe, ce frumos! Vreți să luptați cu ultimile forțe, cu ultima putere pe care o mai aveți? Să luptați pentru acest as de cupe. Eventual, pentru acest personaj care vă dați seama după toate prin câte ați trecut, că vă aduce fericire, sau dacă nu-i personaj, vă doriți din toată puterea, din toată ființa, vindecarea, și fericirea 9 și cu 10 alături de altcineva. Bănuiesc că persoana aceasta pe care ați văzut-o la un moment dat că seamănă sau vă aduce aminte de familia voastră sau de neamuri, de tradiție, poate într-un fel sau altul v-a adus aminte de mama voastră. Și acum sunteți obsedați, unii dintre voi, așa se zice, obsedați, de această renaștere. De această renaștere și pentru această nouă dragoste. Acum ce veți face? Rămâne de văzut. Argumente cu cineva față de care ați avut atracție. Ia uite, semn de foc pentru unii dintre voi. Semn de foc, leu. Posibil gemenii au avut și lei. Planete în semnul leului. Dezamăgire. A fost un trio. Pentru unii chiar a fost un trio. Fără nicio supărare. Cam atât. Nu știu dacă mai pot să mai fac ceva. Deja am vorbit foarte mult. Să fac și aici, uite, faetonul. Vreți să mergeți înainte și în relațiile intime. Ia uite, puterea. Vă temperați eventual, vă controlați. Împărăteasă, mai să fie. Iar apare împărăteasă. Acest personaj foarte frumos. Marea preoteasă, bă, iar puterea. Voi putea să downloadez faetonul. Iar, deci, faetonul, semnul racului, da? Pentru unii, nu pentru toată lumea. Iar apare semnul peștilor și aici. Pentru unii și apare și 9 de cupe și asul de cupe. Pentru unii, nu pentru toată lumea, evident. Și împărăteasa care a fost și mai devreme, da? A fost și mai devreme. Din punct de vedere intim. Există totuși o persoană pe care o vedeți într-un mod absolut deosebit, dar ține secret chestia asta, nu m-ați spus-o. Și eventual simțiți nevoia să mergeți mai departe către ei, într-un fel sau altul. Este un secret. Este un secret faptul că îi vedeți atât de frumos, nu le-ați spus niciodată, nu le-ați împărtășit. Cât de atrași sunteți de ei, cât de fantastic îi vedeți, e secretul vostru. Asta în cazul în care nu sunt două persoane.
Dar aveți semnul peștilor clar aici. Februarie-martie. Pentru unii dintre voi. Și aici este semnul racului care vrea să meargă. Da, e determinat să meargă către acest personaj. Și dacă... Și chiar mi se pare că o și vedeți în patul vostru pe această împărăteasă. Aici e îmbrăcată, aici deja nu mai este. O și vedeți în patul vostru. Unii dintre voi. Eventual sunteți determinați să o aduceți acolo unde așteptați voi. Cam aceasta e talarea. Sper să o pot să o dau la des, să nu mai trebuiască să o fac încă o dată. Vă pup! Pa! Sper că a fost coerent cât de cât am vorbit foarte mult.